Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Panoramic în această seară. Iar invitatul meu, cum deja v-ați obișnuit, din când în când, Cornel Șomăcu, colegul nostru realizator în SAT TV și directorul săptămânalului Vertical. Bun găsit, colegul! Bine v-am găsit sau bine ne-am găsit, bine la, ne-am găsit pe acest segment orar al televiziunii în SAT TV. Tema noastră, temele noastre de altfel, dragi telespectatori, sunt trei la număr. Sper să reușim să le parcurgem pe toate așa cum trebuie. Și anume, schimbări climatice, da, pentru că, din păcate, constatăm că avem când foarte cald, când foarte frig. Iată, astăzi a trebuit să ne îmbrăcăm unii dintre noi mai gros, eu încă n-am ajuns acasă să fac asta. Trebuie spus sau ar trebui să începem cu o problemă la nivel global. Președintele Trump nu recunoaște că ar fi probleme climatice. Vorbim spune că de președintele SUA. Da, că n-am avea o problemă de acest gen, dar se vede asta nu numai la noi în România, ci se vede pe tot mapamondul că vremea a luat o razna. Acolo unde nu ningea niciodată în această iarnă au fost ninsori, acolo unde altădată erau temperaturi foarte mari, acum începe să fie mai temperaturi mai, mult mai joase, se ajunge chiar, cum spuneam, de iarnă și, bineînțeles, acolo unde erau temperaturi moderate sau, în orice caz, doar vara, temperaturi mai mari, începe să fie caniculă, deci să fie tot mai greu să trecem peste aceste ciudățenii ale vremii. Și să spunem și celelalte două teme ale emisiunii, schimbări guvernamentale și schimbări la două primării din Goș. De-aia am zis că ne aflăm sub zodia schimbării astăzi pe cu siguranță tema generală. Da, dar revenind la vreme, trebuie spus un lucru și îl vedem fiecare dintre noi. De fapt, l-am văzut. Dacă ieri sau sâmbătă eram pe caniculă, astăzi a trebuit să ne întoarcem la haine cu mânecă lungă, măcar unii dintre noi. Care au mai ajuns pe acasă pe da. Zi. Pentru că asta cere, deci temperatura a coborât brusc, avem o diferență de 20 de grade la nivelul zilei, destul de mare aș putea și o cu poate stârni foarte multe probleme medicale pentru cei care au, să spunem așa, sunt mai vulnerabili. Dar de ce aceste dezechilibre? Aș pune pe una dintre probleme de care să zicem că vorbim doar din când în când. Și anume, ce se întâmplă peste tot în țară, ce se întâmplă munții noștri, e vorba de acea despădurire fără limite. România a pierdut fantastic în ultimii 25 de ani din această bogăție bogăție a pădurilor. Dacă altădată eram renumiți, și istoria noastră o spune, eram renumiți pentru ce bogăție aveam din punctul de vedere forestier, acum iată că vedem tot mai mult în tot mai multe locuri din țară că este un dezastru din acest punct de vedere. Și asta creează microclimat. Apoi mai și de aici și inundațiile, de aici vedem pe versanți cum se duc apele și care fac ravagii. Pe de altă parte, n-aș putea să spun cum se poate corecta acest lucru, dar cred că pentru următorii ani ar trebui să-i credem pe meteorologi. Trebuie să ne pregătim de ce este mai rău, nu în sensul că vor fi, să spunem, cataclisme, dar cu siguranță ar trebui să avem în vedere că verile vor fi tot mai calde. Noi spunem la noi că e dezastru la 40 de grade. Uitați-vă că Iranul anul acesta este de câteva săptămâni la medie de peste 53 de grade. Plus, Statele Unite din conglomeratul mare care au temperaturi de se apropie de 50 de grade. Deci, deocamdată, la noi la 40 este moderat, dacă ar fi. Dar asta din perspectiva faptului că s-a schimbat clima. Dacă am fi avut aceste temperaturi, să zicem, cu 20-30 de ani în urmă, era totuși o problemă foarte mare. Acum, cumva, lumea s-a obișnuit cu aceste extreme și vom avea, deci, veri foarte
secetoase, în primul rând, deci călduroase și secetoase, și vom avea ieri din ce în ce mai friguroase, dar lipsite, în general, de precipitații. De fapt, vedem asta dacă luăm, să zicem, în analiză ultimii 10 ani, cu excepția anului, cred că 2007, iarna n-a mai avut foarte multă zăpadă. E adevărat, în momentul când dă zăpadă și începe viscolul, e o problemă în România, că iarna nu-i ca vara. Dar, pe ansamblu, zăpada n-a mai fost atât în cantități foarte mari cum era acum, să zicem, 15, 20, 25 de ani. Și, de altfel, la noi, în zona asta subcarpatică, avem ierni aproape fără zăpadă în ultimul timp. Rar se întâmplă să mai ningă pe aici, pe la noi, adică în țară e mare nebunie. E bine că suntem feriți de munții ăia de zăpadă, dar ca să nu ningă deloc, iar nu e, adică nu e bine. Da, și atenție, tradiția spunea, deci chiar noi când eram copii, deci zăpada era destul de mare, deși am prins acele ierni din poveștile copilării, care nu se mai recăsesc în prezent. Și aproape, despre care se spunea că, că este plapuma care ferește grâul de ger. Da, dacă te-ai duce, apropo, e paradoxul că discutăm acum la temperaturi foarte mari despre de iarnă, ne dorim cumva să spunem, nu neapărat răcoarea iernii, dar oricum, cel puțin zilele trecute aveam nevoie de o răcorire. Acum, după ce am văzut unde se poate ajunge, parcă e mai bine să fie cald, dar în fine, asta nici este... chiar așa de cald. Da, asta este fiecare cum suportă aceste temperaturi. Trebuie însă să luăm în calcul faptul că aceste extreme ale vremii devin obișnuințe. Dar putem cumva fiecare dintre noi să contribuim la, nu știu dacă se mai poate reechilibra planeta, dar oricum să încercăm măcar, și anume cu acele măsuri de protejare a mediului. Fiecare dintre noi putem să facem câte ceva pe această direcție și dacă contribuim fiecare la protejarea mediului, poate ne va fi mai bine din punct de vedere meteo. Bine, acum o să sară unii și o să zică, vin ăștia cu protecția mediului. Ce treabă avem noi să protejăm mediul? Trebuie să ne protejăm pe noi în primul rând și pentru asta trebuie să vindem lemne, să avem bani. De exemplu, o să gândească unul care se ocupă cu asta. Dar trebuie spus, și chiar mă uitam în zilele trecute, trebuie spus că vom ajunge să nu mai avem ce mânca. Pentru că, de exemplu, acum câteva zile am trecut prin județ, porumbii se răsuciseră frunzele, da? Asta este semn de secetă clar și risc să nu mai dea rod. A plouat într-adevăr astăzi, diferențe foarte mari de temperatură care iar nu fac bine la culturi. Grâul, pic și cu ovăzul, orzul, nu știu ce am văzut, că nu mă pricep foarte bine la agricultură, pe unele părți tăiat, pe altele părți încă netăiat, probabil că e un lucru rău că a plouat chiar acum pentru grâu, da? Poate că trebuia recoltat. Automat, umiditatea lui crește automat, e greu de păstrat cum trebuie. În primul rând, nu-l mai poți recolta acum, în momentul oportun. Și trebuie să ne gândim că dacă schimbările astea climatice și diferențele mari de temperatură vor continua să devină din ce în ce mai mari, odată că plantele pe care le cultivăm nu vor rezista și nu le vom mai avea, mai ales că mai bate și piatra, și a doua că există riscul deșertificării, pentru că este exact ce se întâmplă în deșert, adică ziua mor de cald, noaptea mor de frig. Doar că la noi se întâmplă la o zi, două distanță. Nu se întâmplă de noaptea până dimineața. Da? Specialiștii în agricultură anticipează un an agricol prost în România, inclusiv pentru cereale, care iată acum cerele păia să ne trezim cu ele chiar în momentul recoltării, dar oricum n-au dat, nu sunt niște recolte nemaipomenite, pentru că acel strat de zăpadă de protecție n-a prea existat astă iarnă. Tocmai. Pe de altă parte, unii spun că porumbul deja trebuia să rodească, faptul că n-a fost apă, deja a plecat, e foarte greu decât la cel care s-a pus mai târziu. Există o șansă să-și revină. Mare parte din culturile de porumb nu vor da un randament foarte mare. Am citit niște anticipări din partea unor firme care se ocupă cu activitatea agricolă pentru județele în care se face agricultură extensivă și care spun că pierderile la culturile de porumb se anticipează să fie undeva la 30-40% datorită faptului că
rodul n-au rodit când trebuie datorită secetei și nici nu sunt șanse să poată fi irigate culturile. Noi practic așteptăm de la natură să vină cu aceste ploi, cu această vreme care iată vine cu extreme. Pe de altă parte îmi spuneau și inclusiv aici la Gorj și vorbeam cu oameni care se ocupă cu să spunem așa cu cultiva cu partea de fructe, spun că nu s-ar mai putea obține nici fructe, nici legume decât cu mare protecție, adică stropite foarte bine și în același timp în cazul legumelor doar protejate de solarii. Chiar și acum, paradoxul este pentru că sunt aceste diferențe de temperatură, dacă le prinde deschise, deci pe acele ploi care apar reci sau cu grindină, deci practic distrug se o cultură. Mana, și în, da, spune, și în adică același timp picăturile de apă pe da. Și în același timp îți spun că protecție trebuie să avem pentru că sunt diversi dăunători care deci afectează foarte mult, mult mai mult ca altă dată. Deci practic trebuie să schimbăm modul deci acele fructe care se cultivă la noi, acele legume trebuie schimbate, deci trebuie luate alte soiuri care să fie adaptate la schimbările din natură. Deocamdată noi n-am făcut asta, practic de la roșii și până avem și roșii olandeze sau ceva de acest gen, dar în mare parte noi folosim încă hibrizii tradiționali pe diverse culturi care nu s-ar mai prea potrivi, deci sunt depășiți deja de schimbările sau naturii. Nu mai cultivăm deloc și luăm din hipermarket. Păi cam asta facem, că vorbeam de ce se întâmplă în Gorj. Deci Gorjul, pământul cât agricol agricultură din... se mai face da, în Gorj. Pământul agricol din Gorj cred că nu mai este cultivat nici la jumătate cum se întâmpla, să zicem în anii 90, mai vorbim dinainte de 89, când peste tot era cultivat. Am devenit și noi prea comozi în sensul că nu mai cultivăm. Pe de altă parte, și dacă îl cultivi, risc să obții rezultate foarte proaste, tocmai din cauza extremelor acestea propuse de vreme. Spuneam de zodia schimbării. E clar că vremea se schimbă, iar la noi, la nivelul României, nu există o strategie de adaptare la acest lucru. În alte țări s-au făcut deja, cum spuneam, s-au schimbat culturile, sau, adică bun, dacă nu mai merge porumbul sau ceva de acest gen, chiar dacă îl cultivăm de pe vremea, să zici că de pe vremea lui Mihai Viteazu, trebuie să schimbăm, sau grâul de pe vremea dacilor, trebuie să schimbăm altceva care merge. Și pe ca să nu... punem cocotier, bananier, dacă da, tot e așa cred de că clar. La un moment dat se pune problema așa. Dacă iarna nu mai ninge, apoi frate, ce să mai... Iar apropo mă rog, de extremele vremii, zone. Da, vedem ce se întâmplă cu vremea care avem deja mini tornade în România sau ceva de acest gen. Sau zăpadă cât casa. Da, trebuie luate, avută în vedere, apropo, în privința construcțiilor, să ne luăm măsuri și de acest gen. Nu mai există, deci construcțiile la noi trebuie să, datorită vremii, și sunt în multe state americane, se folosesc, nu se trepășește un etaj, deci parter și etaj, tocmai pentru faptul de a nu opune o foarte mare rezistență la furtun sau la altceva. Și nu deci, numai practic, asta, dar au un subsol locuibil. Da. Și le construiesc mai ușurele, așa, și mai ieftine, că dacă vine tornada și ia casa, oricum trebuie să o ia de la început. Ei rămân în subsol și fac alta deasupra. Trebuie și noi să avem în vedere acest lucru, pentru că vremea este în schimbare și schimbarea este destul de mare. Tot de vreme vorbind sau de schimbările acestea, următoarele luni vor fi la fel de imprevizibile, deci după perioade lungi, săptămâni întregi de temperaturi foarte mari, undeva de caniculă, peste 35 de grade, mici intervale de acestea în care temperatura coboară, ploile sunt cu o mare forță și distrugeri materiale. Și, bineînțeles, o luăm după aceea, iar așa vor fi aceste intervale din ce spun meteorologii și vom avea o vară mai lungă anul acesta, se anticipează că ne ducem până la începutul lunii octombrie cu temperaturi caniculare. Deci după aceea putem să sperăm la... Dar asta pentru agricultură și este... Și cu furtuni? Probabil să că nu momentul... uităm viitura, de exemplu, de la Novaci de acum câțiva ani. Deci am mai avut deja, să albeni, zicem, semnale și pe Gilord. Da, și probabil vom mai avea și în perioada următoare.
Și trebuie spus, pentru că tot spuneai de pădurile care s-au defrișat de-a lungul timpului și zonele necultivate și neexploatat cum trebuie tot ce înseamnă verdeață în România, pentru că, așa cum spun specialiștii, ploaia pe pământul liber e cel mai mare dușman al solului. Eroziunea e dată de viteza cu care cade picătura de ploaie pe pământ. Dacă există un arbore acolo, se prelinge ploaia pe frunzele arborelui, viteza scade foarte mult, jumătate din picăturile căzute pe un arbore se evaporă. Și atunci iată diferența între o zonă împădurită și o zonă stearpă. Iată de ce acolo se creează acele crăpături pe timp de secetă, se distruge solul și se duce la vale atunci când vine viitura. Cum vorbeam mai devreme, deșertificarea în zona Olteniei, sudul Olteniei, este o realitate și un pericol iminent. A început să apară și în zona Banatului, a început să apară și în zona Bărăganului. Deci sunt probleme din ce în ce mai mari și deocamdată... Și pădurile sunt soluția de a nu se ajunge la asta. Da, deocamdată totuși statul român nu este conștient de un asemenea pericol și nu, și nu ia măsuri. A, că nu ia măsuri. Păi când problem... uite, ei schimbă guvernul exact când au guvernul lor, adică când sunt ocupați. Da, e adevărat. Trecând la al doilea subiect. Suntem într-o țară care a scris o premieră, aceea de a fi obligată coaliția de la guvernare să-și dea propriul guvern afară printr-o moțiune de cenzură, pentru că la premierul pus de coaliție n-a mai vrut să plece. Dar de ce deci, trebuia să plece? Că nu de asta l-au pus. În orice țară din lume, momentul când te-a pus un partid politic, da? Partidul ți-a retras sprijinul, tu ar trebui să pleci. Indiferent că tu ai dreptate și ăilalți sunt nebunii și cu toate acestea ar trebui să faci asta. Nu s-a întâmplat din nefericire, premierul nu a plecat, iar cei din coaliție au făcut un efort și l-au dat jos printr-o moțiune de cenzură. Dar care putea să nu treacă. A fost riscul foarte mare, presiuni foarte mari, au apărut după aceea că au fost două tipuri de presiuni. Pe de o parte, presiuni din partea unor anumite persoane, structuri, că nu pot să le știm exact, în care au fost amenințați membrii ai coaliției că dacă votează moțiunea nu o să mai ajungă la copii sau ceva de acest gen. Pe de altă parte, mulți dintre parlamentarii coaliției au acuzat și o presiune din partea liderului partidului care i-a amenințat că în caz că trece moțiunea mulți dintre ei vor suferi consecințele. Situația și mai interesantă este că în urma acestui scandal, să-i spunem politic, în urma căderii guvernului, schimbării guvernului, doi foști premieri ai Partidului Social Democrat, Victor Ponta și Grindeanu, s-au trezit pe centura politicii, cum s-ar spune, au fost dați afară din partid. Interesant că ambii au legături cu Gorjul. Unul este gorjan parlamentar adoptat, celălalt are strămoșii sau rude în Gorj. Ambii acum au rămas în afara, să spunem așa, politicii mari, se anticipează sau se așteaptă că ei vor face un alt partid sau se mai pescuiește în ape tulburi, pentru că de aseară ne-am trezit iar în stradă cu ceva populație, bine, dacă ne luăm după televiziunile de știri, am avut de la câteva mii până la câteva sute, nu păreau acolo mai mult de 1000, dar știți, în funcție de cine... cine număr sau cine e în spatele alora de număr, așa au apărut. Sau cine este editorul care a primit de la conducere un ordin de a spune câți au fost, indiferent de ce a spus reporterul din teren. Corect. Mie personal mi s-a întâmplat lucrând la o televiziune națională să-mi fie schimbate știrile și rămânând semnate de mine în funcție de interesele politice ale postului. Cu siguranță asta s-a întâmplat și aseară, dar paradoxul este, în primul rând, că e clar, lumea n-a marșat, să nu uităm, de la
100.000 sau ceva de acest gen în februarie, acum abia s-au strâns, să zicem, 1.000. Dar cred că le place mai mult la frig decât da. Da, da, rezistă Nicola mai mult la frig, dar paradoxal n-ai nicio asta, că numai o ordonanță 13 care până la urmă s-a dovedit că nu era atât de rea cum au spus-o, deci cel puțin Curtea Constituțională și celelalte structuri. Nu numai că nu era rea, dar trebuia să existe, să fie aplicată. Da, asta e prima. Și în era același timp, legal. Ce cer ei cu lupta anticorupție, de fapt, maschează altceva. Ce? Multinaționalele care vor fi puse la impozit. Guvernul a revenit, a încercat atunci în prima și s-a blocat. Acum a revenit cu ideea prin care firmele să fie impozitate la volumul de a... în funcție rulajul, de venit. Da. Nu la impozitul pe profit. De ce? Foarte simplu. Toate firmele din multinaționale din România anunță un profit minim sau sunt pe pierderi, dar o duc bine mersi în România de ani de zile. Păi nu facem publicitate dacă dăm un nume de firmă pentru că este negativă. EMAG-ul e pe pierdere de foarte mulți ani. Și ce averi au proprietarii EMAG-ului, okay, ca să nu mai zicem? Ce afacere aia în care mergi mereu pe pierdere și totuși continui? Ca să nu plătești dăt la stat. Dar să ai pretenții. Și pentru totuși că... sunt persoane care spun că dacă le luăm 1% din impozit pe venit, îi falimentăm pentru că ei merg pe prețuri foarte mici. E vorba de firmele acestea, supermarketuri, hipermarketuri. Să zicem că pe undeva au dreptate, nu în sensul clasic, adică dau un prețuri foarte mult ca să e competiția între foarte multe firme, dar atenție, toate străine, practic firmele românești nu prea mai există în domeniu. Și tocmai pentru că ei vin cu prețuri mici. Da, vin și cu acele mele, pentru că și scandalul acela s-a estompat. Calitatea produselor vândute în România. Nu s-a mai dorit, ba din contră, a apărut o criză de guvern la momentul ăla, când s-a vorbit de ce? Ca să comparăm ce salam se vinde în România cu cel care se vinde în Franța, pe aceeași firmă. Și din momentul ăla a apărut problema. Una dintre aceste probleme se întâmplă acum. Au apărut foarte mulți la televizor, de regulă pe anumite segmente, pe anumite televiziuni, le puteți vedea, care au și anumite interese, în care, aoleu, falimentează nu știu care firmă. Dar firma respectivă, care are afaceri în România de atenție, se apropie de miliard de euro într-un an, a plătit anul trecut impozite undeva sub 1 milion de euro. Deci enorm de puțin, bine, unele n-au plătit deloc, dar deci 1 milion de euro, în timp ce firma respectivă a plătit în interiorul firmei, deci a cumpărat nu știu ce cabluri de la o firmă soră din Ungaria, de o firmă, nu știu, deci practic s-a exportat profitul prin achiziții. Și se poate face asta foarte simplu, deși putea să găsească cablurile respective mult mai ieftine în România. Scopul n-a fost ăsta. Deci cumva trebuie să aducem aceste firme la un numitor comun. Cei care au ieșit în stradă, unii fac din generozitate și cred în acele idealuri anticorupție, dar mulți dintre ei ori sunt manipulați, ori sunt la ordine, adică, bă, Neaione, dacă mâine nu mai vii la serviciu la nu știu care multinațională, dacă nu te duci de seară să protestezi împotriva afacerilor, împotriva guvernului. Deci cam asta se întâmplă din nefericire în România la acest moment. Acum a fost și vremea din nou potrivnică, a plouat ieri în București, probabil în zilele următoare se vor strânge și mai mulți. În general sunt tineri până în 30 de ani, angajați, cum spuneam, mulți dintre ei, în orice caz, se vede că nu sunt muritori de foame, să spunem așa, dar pe de altă parte, deci trebuie să ne gândim și la statul, adică n-am nimic să luptăm împotriva corupției, ba din contră. Dar iată că lupta anticorupției este gripată rău de tot, pentru că procurorii, ăia mari anticorupție, își dau un cap. La propriu. De șefa lor vrea să dea afară pe procurorii care au făcut cele mai multe dosare anticorupție. Ăia, marile dosare de corupție care au făcut-o celebră pe Chioveși, sunt făcute de ăștia care se trezesc acum că e posibil să fie dat o înregistrare sau cel puțin așa sunt suspectați și riscă să fie dați afară. Adică, da, nu le dau un cap la propriu, ci
doar afară. Da, nu, păi, în momentul când te dă afară din instituția pe care ai creat-o... Dai în cap, păi, la Chioveși, parcul și văd cu parul. Da, Chioveși e fostă... Trebuie să facem precizarea să nu ne trezim cu reclamații corect, la cinea. Corect, corect. Chioveși este fostă basketbalistă, dar nu văd în postura de a da cu parul în cap lui celălalt, Moraru și ceilalți care sunt pe lista neagră. Dar de ce... cum să vă spun, lupta anticorupție nu presupune să închidem ochii la anumite chestii și s-a mers pe ideea asta în România. Bun, dacă avem abuzuri, hai să le anchetăm. Adică dacă crede cineva că avem 90 și ceva la sută din cazuri, sunt pe bune. Și avem 1, 2, 3, 4% cazuri care sunt abuzuri, noi mergem pe ideea, păi bun, merg ăstea 90%. Nu. Deci noi trebuie să fim atenți la extremele deci acele procente mici, pentru că de acolo este această neîncredere în partea de justiție. Nu numai asta, dar trebuie să fim egalini în fața legii. De ce ăia 10% trebuie să sufere și să nu fie... Am schimbat guvernul, sunt multe chestii care se pun în seama acestuia. Una din acuzații este că, de fapt, coaliția guvernamentală trebuia să... scape de fostul program foarte populist și au schimbat guvernul ca să poată veni cu un program mai ajustat la realitățile. Păi da, au zis că au schimbat guvernul pentru că nu a aplicat... Bun, și acum nu... Atunci trebuia să păstreze guvernul să schimbe... Nu mergea. Promisiunile. Trebuia să vină în Parlament cu o modificare. Schimbă și guvernul și promisiunile. Da, au schimbat... Că, păi nu s-au mișcat ei repede și trebuie da, să ne... Da, și acum s-au depășit perioadele și s-a schimbat programul, s-a adaptat unor realități, dar paradoxal, ce nu, apropo de ce opoziție politică avem la acest moment, opoziția nu se adaptează de nicio culoare, deci nu câștigă puncte. Deci chiar dacă coaliția guvernamentală și principalul partid de guvernământ le bâlbâie îngrozitor, ai din opoziție, nu câștigă puncte. Mai câștigă, uite la Târgu Jiu, de exemplu. O să ajungem și acolo. Nu câștigă puncte per total. Vorbesc pe sondaje, că n-au mai fost la primării, când se fac, bă, contează mult și omul, sunt mai multe alte lucruri, votul împotrivă și în fine. La nivel de țară nu se câștigă, deci opoziția nu câștigă puncte și ar putea câștiga fantastic pentru că nu sunt coerenți. Sunt programe care vin, adică, de exemplu, una din gafele antologice ale făcute de Ludovic Orban, liderul Partidului Național Liberal, spunea aseară, de exemplu, se vorbește de legea salarizării, care ar fi o lege proastă, cel puțin așa spun o parte din sindicate și opoziția. Și Ludovic Orban ne promitea aseară că dacă vine el la guvern, dacă PNL vine, renunță la legea salarizării. Adică, cu alte cuvinte, nu votați cu mine PNL-ul pentru că eu nu o să vă măresc salariile. Cam asta e ideea. Cu un asemenea discurs politic, Partidul Național Liberal o să rămână foarte mulți ani în opoziție. Deci am spus acest lucru ca să dau exemplu la ce se întâmplă. Pe de altă parte, vorbind de schimbarea guvernului, cred în teoria asta că s-au văzut cu un program mult prea generos în, să zicem, în a da și în a scuti de impozite și taxe și nu se mai putea gestiona. Și cred că până la urmă și aici s-a făcut jocul și a fost înlăturat Grindean. Pe de altă parte, este impardonabil pentru un om politic să spun, deci se trage spre rezoluție să spună, eu nu vreau să-mi dau demisia. În condițiile și plus, și aici nu pot să nu subliniez, un aventurier politic care a devenit fostul premier Victor Viorel Ponta, cum obișnuia să-i spună Traian Băsescu. Nu era te bagi... numele de persoană obișnuită. Da. Nu te bagi într-o aventură de genul ăsta, te duci secretar general într-un din momentul ce ai fost premier, te duci într-o funcție mult inferioară, ca să ce? Știai că n-ai nicio bază. Păi nu trebuie să aibă și el servici? Păi da, are, că este parlamentar. Da, este președinte, este președinte de comisie, încă de la PSD este președinte de comisie. Deci Ponta, practic, și vom vedea în anii următori dacă am dreptate, dar eu cred că Victor Ponta și-a semnat decesul politic cu această aventură de câteva zile ca secretar general al guvernului. Chiar dacă l-a apărat pe Grindeanu, era logic să facă asta, pentru că fiind în opoziție cu Liviu Dragnea, o putea face din interiorul partidului sau oricum
nebăgându-se, neriscându-se să devină secretar general printr-un artificiu al legii, pentru că se pare că va fi anchetat acel lucru, nu prea putea să devină secretar general, de vreme ce fostul secretar general nu semnase, știți că așa e la legea în România, ca să demiți secretarul general al guvernului trebuie să semneze și el. Și el n-a vrut să semneze. N-a vrut să semneze nici ajuntul, care n-are voie să semneze dacă semnează celălalt, și au făcut un artificiu luând un secretar de stat de prin alt domeniu care să facă. Trebuie să-și aprobe secretarul general demisia? Da. Și dacă nu și-o aprobă, nu se... Nu, demiterea. Demiterea. Deci e o mare problemă, așa dar... Așa dar nu... Că mai atenție, da. Și legea e modificată pe vremea guvernului Ponta. Deci atenție. Ponta a făcut legea asta și o asumă, e premier, a fost premier când s-a strecurat o tâmpenie de genul ăsta. Nu s-a strecurat. Eu zic că s-a fost făcută cu intenție. Eu sunt convins. Să-ți dau un exemplu. Să-ți dau un exemplu, că tot vorbeam de păduri. De exemplu, de modul în care exploatează obștile pădurile, da? Deci sunt statute de obști în care spune așa, pentru ca să fie demis conducerea obștii, trebuie adunare extraordinară care poate fi convocată de, adică poate fi cerută de un comitet de inițiativă, dar nu se poate fără aprobarea conducerii obștii să se organizeze adunarea. Păi și atunci ăla niciodată nu va accepta pe ordinea de zi să fim dați afară, da, de acord, hai să începem ședința. Sunt obștii în această situație și au făcut-o cu cap, n-au făcut-o din greșeală, nu s-a strecurat. Au făcut-o de așa natură încât să rămână acolo o veșnicie. Da, e o mare... Parcă e singura lege favorabilă, da, parlamentarilor. Că doar ei le fac. De exemplu, primarul, dacă îi se retrage sprijinul politic, pierde, da? Nu pierde, rămâne pe funcție. Rămâne pe funcție dacă îi se retrage fără că, să nu fie anunțat. Dacă el anunță că trece la alt partid, da, dacă atunci pleacă, are problemă. Dacă pleacă, da. Dar dacă el la alt partid... Da. Dacă el nu vrea să plece și partidul dă afară, el rămâne pe funcție. Bine, acum ar dacă fi... Dacă pleacă, în schimb, da, într-adevăr, da. Dar un parlamentar, dacă pleacă din partid... Nu pățește nimic. Și ăla și ăla sunt aleși. Da. Am mai spus-o. Acum ar fi... Da, da, legea n-a făcut-o primarii. Au făcut-o parlamentarii. De-aia au statut... Asta e mica, mare diferență. Statut special. Pe de altă parte, mi s-ar părea, în condițiile actuale, trebuie să se umble neapărat, am trecut de la una la alta, dar e clar, apropo de consiliile județene, eu mă uit un an de zile în toată țara, apropo, câți președinți de consilii județene mai știi în momentul de față? Așa, de pe la alte județe, că pe al nostru, pe domnul Cosmin Popescu, cred că îl știe toată lumea, dar... Nu prea. E, față de cum știam cu ani în urmă, când era Oprișan și toți ailalți. Păi da, de ce știam? Pentru că erau prin ziare pe prima pagină că baroni și nu știu ce. Că au dres. Dar sau că n-au făcut și n-au dres. Mai că e o altă, nu știu ce, mai amantă, e o altă problemă. Nu știu ce bani pe nu știu unde. Mai e o altă problemă. Faptul că nu mai sunt aleși direct. Asta îi face foarte vulnerabil. Președintele Consiliului Județean la acest moment este un funcționar, să spunem așa, cu ceva putere în pix, în sensul că semnează aceleași contracte care le semna și omologul care era ales, dar care e la mâna tuturor consilierilor, pentru că dacă nu face ce l-a pus cei care l-au ales, care l-au unul ăsta, riscă să fie schimbat în secunda 2. Sau nu neapărat cei care l-au ales, ci majoritatea constituită la un moment dat. Corect, dar nu, că mă se refer, poate schimba. Mă refer că cred că vulnerabilitatea maximă a unor președinți de Consiliul Județean acum nu este de opoziție, că încă o dată spun, opoziția, din păcate pentru ea, are un rol decorativ, chiar dacă să zicem e undeva la 40%, per total. În schimb, ești la mâna unor interese din partid și la un partid mare, cum poate fi PNL-ul, cum poate fi PSD-ul, riști să nu îndeplinești anumite cerințe, să te trezești schimbat din funcție, pentru că nu tu ai fost ales decât consilier județean, n-ai fost ales ca președinte al Consiliului Județean. Aici trebuie schimbată legea. Pe de altă parte, ar trebui... Păi a fost așa. A fost în vechea formă și acum se schimbă din nou. A fost mai de mult ca acum, după da, care a fost odată, cred. Două mandate. Ales președintele de către popor,
După care și-au dat seama că au dat prea mare putere domnii parlamentari. Da, a fost și campania aceea, de asta am și spus, și s-au întors la legea veche, că era mai bună. Acum din nou ne întoarcem în vechea, în formula cu președintele ales, dar apropo de consilierii județeni și de consilierii locali, mi s-ar părea mai corect ca ei să nu rămână la mâna partidului, cum nu sunt nici parlamentarii, adică să avem ori și parlamentarii pierd mandatul în momentul când pleacă, migrează la alt partid, ori consilierii județeni și locali să aibă și ei același drepturi, adică bă, vreau să plec, n-are nimeni ce să mă... Adică am fost ales cu, să zicem, numărul ăla de voturi împărțit la 11 oameni de pe listă și cu voturile alea eu rămân pe mandatul de 4 ani. Sau cât durează Parlamentul sau Consiliul Județean, dar consilierii județeni și municipali cu siguranță au mandat de 4 ani. În momentul când se refac alegerile, când avem anticipate, ne referim doar la Parlament. Dar în privința... apropo de că n-am mai epuizat partea cu schimbarea de guvern și cu siguranță nu se va epuiza prea curând, rămâne de discutat dacă această mișcare a fost pozitivă, pentru că foarte mulți dintre miniștrii vechiului guvern se regăsesc și în cel nou. Au fost evaluați inițial drept slabi, că nu și-au îndeplinit programul, au rămas pe funcții. Asta ridică un semn de întrebare. Pe de altă parte, avem, să zicem, și se referă și la Oltenia de data aceasta, noi avem prostul obicei de a pune căruța înaintea boilor, cum s-ar spune, sau cailor, și anume să punem oameni care nu se pricep la domeniu. Adică, bun, ai filolog în cazul nostru pus la Ministerul Economiei. Eu știu că economia românească e mai mult o literatură decât o economie propriu-zisă, cum se întâmplă în Uniunea Europeană. Dar cred că s-ar fi putut găsi în partidul ăsta mare, care este PSD-ul, am fi găsit și un economist bun. Pe de altă parte, și în alte domenii, adică am avut la un moment dat pe la agricultură de unul care n-avea legături cu agricultura. Avem și exemplu pozitiv. Petre Daia, chiar dacă îl... să zicem, se face mișto de el, asta e cel mai popular ministru din guvern cu ce scoate din gură până la urmă, se vede că este de meserie. Adică cu oaia, cu porumbul, cu toate celelalte, reușește să priceapă ce-i spune aia în față și să vină și cu argumente, să vină și cu idei. În timp ce mă îndoiesc că domnul Fifor, după ce vreau să-l pună Doljanda, parlamentar de Arad, mă îndoiesc că o să vină cu lucru, adică o să priceapă prea multe la economie, cum n-ar fi priceput nici la Ministerul Transporturilor, unde a fost propus de guvernul Ponta. Culmea e, deci, același președinte a spus, domne, nu-i corespunzător, nu prea are experiență pentru Ministerul Transporturilor, că știți cum e, ce avea Copita Vaci cu ștampila primăriei. Da, punem în lista scurtă de prim-ministru. Da, a fost și la prim-ministru și acum îl face Ministrul Economiei, pentru că n-a avut loc, să zicem, la cultură, unde vine la cultură, vine un tip care a lucrat prin presă, dar care nu are o... Adică îl vedeam mai degrabă pe Fifor la cultură sau la, în orice caz, la un minister care sau să aibă cât de cât. Cultură, că seamănă cu cultura, are două litere. Da, pe domnul Daia e mai greu să-l înlocuiască cineva. Spuneam să, ca să trecem spre subiectul 3. Da. Subiectul 3 care ne interesează. Dacă la nivelul... de mult, doi primari în urma alegerilor parțiale, iată, pentru prima dată, cred, în istoria recentă, de nu prima mai în 27 e de ani, condus da. Târgu Jiul de roșii, ci de... Am galben. Mai avut, cred că, mandat... Acum sunt galbeni că au fost albaștri la un moment dat. Da, cred că a fost mandatul lui Petre Nanu, care venea din PD. Vechiul FSN-ul, PD-ul, da, PD-ul de mai târziu. El a fost într-adevăr. Dar practic din 96 încoace, sau da, cam așa, am avut doar social-democrat, să spunem așa. Da. Dar meritul este cu siguranță mare al actualului primar, Marcel Romanescu, care a reușit să câștige, e adevărat, pe o prezență redusă la vot. De fapt, probabil și pe vot negativ. Da, culmea e că nu știu dacă nici dacă este vot negativ.
Votul negativ a fost mai degrabă... A fost mai mult vot lipsă, adică da, n-a prea venit lumea la vot. Numărul de voturi pe care le-a luat Marcel Romanescu sunt cumva similare cu cele care le-a adunat Partidul Național Liberal și în alte alegeri, și în alegerile parlamentare. Păi, PSD și nu au venit la vot? Că sunt o grămadă de membri. Diferența a făcut-o că Partidul Social Democrat a luat mult mai puține voturi decât au luat la oricare din ultimile alegeri. Și deci, să nu uităm că au câștigat zdrobitor. Da. De ce s-a întâmplat acest lucru? Acum un an sau doi. Sunt două lucruri pe care le anticipam cumva la ultima noastră discuție. La Târgu Jiu cel puțin. Da, la Târgu Jiu. Și anume... A fost gura rea? Da, cumva. Nu, am anticipat pur și simplu. Retrogradarea echipei de fotbal în condiții în care construiești un stadion de multe miliarde. Și în condițiile în care ești administrator, ești în conducerea clubului. Cu siguranță. Că dacă ei făceau stadionul și echipa nu era, n-avea legătură cu primăria, atunci deci nu a fost, era problema. A fost pe de o parte retrogradarea echipei de fotbal, iar pe de altă parte bâlșbâielile guvernamentale din ultimile luni, care și-au pus, deci guvernanții reușind să-și pună în cap și profesori, și poliții, și toate celelalte. A fost chiar faptul că nu s-a mai dat mărirea aceea în învățământ, care era anunțată. Asta a făcut de la 1 iunie, a făcut ca un segment important din electoratul PSD să stea acasă, efectiv să nu se ducă. Cele să două, se supere pe propriul partid. N-avea candidatul PSD-ului Aurel Popescu, nu putea să dea salarii profesorilor și ăsta. Poate nici să salveze echipa, legal nu prea mai poate să o facă, pentru că echipa tot a retrogradat, deci nu văd soluții. Dar oamenii au sancționat acest lucru prin faptul că nu s-au prezentat la vot. Pur și simplu. Acum rămâne de discutat ce se poate face în continuare, pentru că eu, părerea mea, că nu este normal dacă noi nu vom reuși să avem o echipă la Târgu Jiu, care să facă util stadionul și toate anexele lui, practic am făcut această investiție degeaba. Faci un mall, dar parțial. Mallul primăriei. Da, ar fi o variantă, deci tot ar trebui să ai o echipă care să joace, să aduci oameni în zonă, pentru că asta era principiul. Acele magazine, acele spații să funcționeze pe varianta cu meciurile, în primul rând, bineînțeles, ele au și autonomie, dar care să atingă, să zicem, anumite momente, un public foarte, foarte larg. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, și asta nu poți să faci decât cu fotbalul, pentru că vine un spectacol la câteva luni odată, poți să mai faci, nu știu, să găzduiești o altă echipă care joacă un meci la Târgu Jiu, că tu ai stadion omologat când se va întâmpla. Asta este altă treabă. Trebuie găsit o soluție și asta ar trebui să o înțeleagă și actualul primar și actualul președinte al Consiliului Județean și chiar și oamenii de afaceri din Târgu Jiu, că nici lor nu le e bine dacă nu vom avea o echipă de fotbal la Târgu Jiu, măcar de Liga a doua, pentru că la acest moment procesul Pandur este în situația în care a atacat la TAS, că i s-au ridicat niște puncte. Dacă TAS-ul le-ar da dreptate, teoretic Pandurii ar putea să rămână în Liga 1, dar nu se va întâmpla asta. Problema e că în Liga a doua trebuie să scăpăm de faliment, iar ca să scăpăm de faliment trebuie puși, aduși niște bani la echipă, bani care nu prea se găsesc la acest moment. Ba din contră, de ultime zile Artego, una dintre firmele mari care a sponsorizat sportul, a anunțat că nu va mai sponsoriza echipa de fotbal pe motiv că nu face performanță, adică nu este în Liga 1. Bine, acum ca să fiu rău, eu aș, chiar dacă e vorba de o firmă privată, eu aș trage la răspundere pe toți cei care în urmă cu 2-3 ani au luat clubul și au asumat din funcțiile pe care le aveau preluarea clubului și care l-au dus într-o fundătură. E adevărat, nu mai sunt banii de la Complexul Energetic Oltenia, dar o vină există. Și asta a fost contabilizată în voturile târgujienilor sau, în orice caz, în lipsa de, deci în prezența redusă la vot a târgujienilor în alegerile din 11 iunie. Pe de altă parte, e bine că se face, de multe ori schimbările sunt benefice. Problema e să vedem ce vor aduce aceste schimbări și la Târgu Jiu, și la Drăguțești, și prin alte locuri în țară. Pentru că
e nevoie de foarte multe lucruri. Mulți dintre târgujeni reproșează în continuare primăriei că nu produce locuri de muncă. Primăriile, principala lor problemă nu este să producă locuri de muncă, ci să facă cumva mediul să ofere facilități investitorilor. Ca să oferi facilități investitorilor, e o mare problemă la Târgu Jiu. Pe o parte, unii au cam pus mâna pe suprafețe imense într-un mod mai mult sau mai puțin dubios și cu riscul de a supăra pe unii. Poate analizează cineva vreodată ce înseamnă digul Jiului pe partea, pe stânga, cum mergând de la, să zicem, de la podul Jiului până la zona fostă interes Kaufland. Am avea mari surprize dacă s-ar lua la bani mărunți cum s-au pus mâna pe acele terenuri, cum au fost ajudecate cu mulți ani în urmă concesionate și ne întrebăm de ce nu vin investitorii. Până la urmă, valorificarea. Uite, avem zona Rostramo în care începe să se miște ceva. E zona fosta zona CET-ului în care se vorbea la un moment dat de interesul unor investitori, nu s-a mai făcut nimic. Deci sunt locuri în care se poate investi. Dacă primăria oferă aceste spații, aceste terenuri la prețuri modice, investitorii să vor mai veni. Să le închirieze sau să le... Să le concesioneze sau să le închirieze la o sumă modică în care investitorul care vine să poată fi interesat pentru asta. Pentru că, de regulă, foarte mulți investitori care au venit în ultimii ani la Târgu Jiu, au încercat să investească la Târgu Jiu, se izbeau de chestia asta că li se cereau niște sume foarte mari ca și chirie. Cum au ajuns ăia de cer chirie? Că nu le-au moștenit nici de la părinți, bunici, strămoși, ci le-au luat-o de la primăria Târgu Jiu. Sunt câteva nume care se învârt după soare în momentul de față la Târgu Jiu și care cereau și cer niște chirii exorbitante ca să folosesc spațiile lor, iar altele nu poți să construiești. Deci aici este una din marile probleme ale Târgu Jiului, pe care să sperăm că nouul primar le va corecta cumva, pentru că dacă poate vor veni investitori... Poate nouul primar, ținând cont că are un consiliu majoritar care e de altă parte a baricadei? Să facă ceva? Sau e chiar așa de rău consiliul pe care îl avem la ora actuală? Cred că la momentul ăsta nu e așa de rău, ba din contră. Cred că se va găsi calea de comunicare, pentru că și dintre consilierii de sunt acum în coaliția de la nivelul Consiliului Local, sunt foarte mulți nemulțumiți de realitatea de la Târgu Jiu. Adică au și ei ceva de zis, trebuie să oferim investitorilor să poată veni la Târgu Jiu. Da, mai trebuie spus că primarul, și reamintit că mă gândesc că toată lumea știe, că primarul este reprezentantul executivului. El face ce îi spune Consiliul Local. Da, dar problema e că dacă primarul nu va... Deci Consiliul e cel care decide, nu primarul. De acord. Dar cel care va plăti în primul rând peste 3 ani acum, că s-a dus deja un an din mandat, va fi în primul rând primarul și după aceea Consiliul Local, membrii Consiliului Local. Da. Deci contează foarte mult această înțelegere. Eu sunt destul de optimist, mai ales că și în Consiliul Local sunt destul de mulți tineri, și nu numai la coaliție, dar și în general, care pot să facă ceva, adică sau oameni de afaceri care au o anumită viziune. Problema este să-și o pună în slujba târgușienilor și am văzut în campanie acuze dintre cele mai grele și unele dintre ele cred că au prins, adică oamenii au constatat cumva că sunt adevărate, dar de asta nu s-au prezentat la vot sau au dat vot în negativ. Emisiunea s-a încheiat, mă bucur că încheiem într-un ton optimist, cu toate că schimbările astea, adică cele climatice, cele guvernamentale, mai puțin cele de la primării și n-am vorbit de drăguțe și nu mai este timp, poate într-o ediție viitoare, care nu pot să știu dacă vor aduce la Târgu Jiu ceva bun sau ceva rău, vom vedea. Cele guvernamentale vom vedea, să zicem, ca să fim optimiști, iar cele climatice care se întâmplă sunt un lucru rău. Dar noi suntem aici să dezbatem, să căutăm soluții, așa cum spune promo la Panoramic. Iată că am propus ceva soluții, să vedem câtă lume de la putere care ia decizii se uită și ne ascultă și ne ia în calcul ceea ce spunem noi aici. Sau vorbim singuri ca televizorul. Sperăm să nu fim în paradigma în care ne-am învârtit în ultimii ani, discuția dintre optimist și pesimist.
mai rău de așa nu se poate, spune optimistul. Invers, iar pesimistul spune, optimistul spune, ba se poate, de să fie și mai rău. Dragi respectatori, asta e, mergem înainte cu forțele proprii fiecare și trebuie să ne descurcăm și să sperăm că vom avea și sprijinul autorităților, că de aia am pus acolo să conducă viața publică. Cu toții publică. Ne dorim asta, da. Sunt Aura Stoienescu, vă mulțumesc pentru atenție, colegul meu Cornel Șomă, cu directorul Ziarului Vertical și realizator ENSA TV, vă mulțumim pentru atenție, la revedere!